Vorbește lumea la cafea, se aude tare. Bine ați venit în laboratorul meu de frumusețe. Astăzi ne ocupăm de cearcăne și de pungile de sub ochi și chiar de ridurile acestea care se formează în colțul extern al ochiului, care sunt denumite în popor labagâștii. Pentru asta vom face un tratament acasă, în doi pași. Învăț pas cu pas ce trebuie făcut. Avem nevoie pentru prima etapă a acestui tratament de următoarele ingrediente. Un castravete, un cartof, aloe vera și miere. Am spălat bine acest cartof, las coaja și îl tai astfel încât să intre în acest blender, pentru că am nevoie de sucul acestui cartof. Tăiem și castravetele în bucăți mai mici și le adăugăm peste cartof. Avem nevoie și de sucul acestui castravete. Adăugăm peste sucul de la cartof și de la castravete o linguriță de aloe vera. Adăugăm și o linguriță de miere. Și le amestecăm bine, bine, bine împreună. Turnăm amestecul astfel obținut într-un recipient și îl lăsăm la frigider preț de 10 minute. Pentru pasul 2 avem nevoie de o pipetă și de un bol în care vom amesteca apă de trandafir, 3 pipete de apă de trandafir, 3 pipete de ulei de migdale și aceeași cantitate de vitamina E. Am scos primul amestec de la frigider. Sucul de castravete are acid cafeic și îmbunătățește circulația în această zonă. Ar trebui să vă dați în fiecare seară, înainte de culcare, cu acest amestec pe zona cearcănelor, și puteți să urcați chiar aici, înspre tâmple, aici unde se formează ridurile de expresie, atât de supărătoare la un moment dat. După ce am îndepărtat primul amestec cu apă rece, aplicăm acest amestec, îl întindeți la fel pe zona cearcănelor, mergând ușor înspre tâmple, cu masaj blând și lăsați să acționeze până dimineața. Faceți acest lucru în fiecare seară, înainte de culcare, timp de 5-7 zile. Și apoi vreau să-mi spuneți dacă ați văzut efectul. Pe curând! Vorbește lumea la cafea, se aude tare.